ce frumos e. Soi, soi, de luci. Auzi, începem cu începutul. Deci până la prima întrebare tu stai singur aici, da? Și vorbești, vezi? Deci până la prima întrebare. O fermă de creștere a ovinelor cu efective de mii de capete, unde o familie a demonstrat că dacă îți dorești să crești animale și dacă iubești această meserie și ai puterea să te sacrifici pentru această meserie, poți izbândi. Din părinți, din generații în generații, tata meu a fost crescător de animale, bunicul, tata lui tata meu, bunicul, străbunicul, de 3-4 generații creștem animale. Cu asta ne ocupăm. Ferma se află la hotarul cu Timișu, sau în Cara Severin, și e compusă din 6 grajduri, o fânărie care se poate vedea și avem badoace pentru vaci, pentru miei. Deci majoritatea în Saivane avem oi. La ora actuală avem peste 1700 fătate. Și da, cu asta ne ocupăm în general, asta este, din asta e compusă ferma. Aici este o fermă cumpărată de la Ias Măureni. Pe timp când era Iasu Măureni, era o fermă de vaci. Era fermă de vaci. Tata meu prin 92-93 o cumpărat-o și de atunci noi suntem proprietari. Avem în proprietate în jur de 300 de hectare de pământ. Producția este bună dacă ai ce le da de mâncare și le dai porumb, le dai lucernă. Fără porumb și lucernă nu poți să ai o producție bună. La Paști, la Paștele Catolic, așteptăm, vin diferiți oameni care strâng, care au licențe, oamenii care strâng și cu ei ne înțelegem la preț, nu știu. Anul ăsta chiar nu știu. Laptele sau brânză, ce valorificat? De vreo 3 ani de zile numai lapte. Nu se merită. Cui îl dați? Unde îl dați? Îl dăm la un italian la Izvin. Deci laptele vine cisterna la noi în fermă, îl ia și nu e atâta muncă. Ce sfat ați da la tineri? Să se apuce de creșterea oilor? Dacă accesează fonduri europene, să se apuce. E mult mai ușor, dar dacă au și teren. Tu ai accesat un proiect european? Da, cred că am fost printre primii care am accesat cu tinerii fermieri, un proiect în jur de 25.000 de euro. Unde ți-ai făcut proiectul? Cine ți l-a făcut? La Camera Agricolă,